Am vorbit în prima parte a predicii despre importanța unui atribut, o calitate a credinciosului și cum trebuie să o folosească. Despre care Allah subhanahu wa ta'ala a vorbit în Coran, despre care profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a vorbit în relatările sale. Este un lucru foarte important pentru credincios să înțeleagă acest lucru și să-l pună în practică. Graba în anumite situații este de la șeitan. Graba în anumite situații este încredințată, încurajată de Allah subhanahu wa ta'ala. Când vrei să faci o faptă bună, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Când e să iei o decizie, o hotărâre, când aștepți ceva, nu te grăbi să-l primești. Încrede-te în Allah, încredințează-i lui Allah subhanahu wa ta'ala și fără îndoială că Allah subhanahu wa ta'ala va alege ceea ce este bine pentru tine. Noi când ne rugăm la Allah, când ai ridicat mâna și i-ai spus, o Allah, dăruiește-mi ceea ce știi că este bun pentru mine, atunci te-ai încrezut în Allah. Dar dacă cer de la altcineva, Allah subhanahu wa ta'ala zice, nu a cerut de la mine, nu te-ai adresat mie, descurcă-te cu el, cere-i lui. De aceea în ziua de apoi, Allah subhanahu wa ta'ala, cei care au făcut asociați lui Allah, îi lasă cu asociaților. Descurcați-vă, de la ei ați cerut în dunia, nu de la mine. V-ați încrezut în ei, în averile lor, în pilele lor, în relațiile lor. Descurcați-vă cu ei acum. Să vă ajute acum în ahira. Dacă veneați la mine în dunia, aveam grijă de voi în ahira. Și de aceea de multe ori ne grăbim, luăm unele decizii. Este normal ca omul să-și dorească ceva foarte mult. Dar trebuie să conștientizăm. Companionii profetului sallallahu alaihi wa sallam au venit la profetul Muhammad în Mecca. Erau bătuți, erau chinuiți, erau, sufereau foarte mult, cum bine știm cu toții. Într-o zi profetul sallallahu alaihi wasallam stătea lângă Kaaba. Au venit la el și a spus, trimisea lui Allah, nu te rogi pentru noi? Nu cere ajutorul lui Allah? Nu vezi ce facem? Nu vezi cum trăim? Ăla e bătut, ăsta e chinuit, ăla l-a omorât. Și a spus profetul sallallahu alaihi wasallam, Wallahi, o să vină timpul în care o să meargă unul dintre voi în siguranță, din Sana până în Hadramaut, două orașe mari din Yemen, fără ca cineva să-i facă vreun rău. Însă voi sunteți oameni care vă grăbiți. Voi sunteți oameni care vă grăbiți. Nu vă grăbiți! Toate vor veni la timpul lor. Și aici vedem în viața profetului sallallahu alaihi wasallam o pildă foarte frumoasă. Allah subhanahu wa ta'ala, dacă te-ai încredințat lui și spui, o Allah, alege ceea ce este mai bine pentru mine, ți le dă ca pe tavă, ți le servește. Toate la timpul lor. Dacă tu te crezi mai deștept, mai presus decât Allah și știi că lucrul e mai bun pentru tine, te grăbești. Și graba nu vine cu bine. De aceea să ne grăbim când e ceva pozitiv, când știm 100% că lucrul ăsta este bun, îl facem. Când avem de luat decizii, nu ne grăbim. Ne încredem în Allah subhanahu wa ta'ala. De-aia există și salatul istihara, rugăciunea de îndrumare. Cer îndrumare de la Allah când vrei să faci o faptă bună. Adică să nu te grăbești să o faci. Pentru că noi avem mintea limitată, nu știm de multe ori. Unul gândește pentru mâine, foarte bine. Unul își face plan pentru o lună înainte, foarte bine. Altul își face pentru un an, pentru 10 ani înainte. Și oamenii sunt diferiți ca pregătire. Dar dacă nu ne grăbim, rezolvăm multe. Și ne aducem aminte acea relatare a profetului sallallahu alaihi wasallam care spune a alege, a hotărâ ușor, ușor, adică să mergi cu pași siguri, este de la Allah. Iar graba este de la șeitan. Allah să ne ferească să fim cei care se grăbesc și greșesc. Allah să ne facă dintre cei care alegem, decidem, facem fapte bune, fără să ne grăbim. Sau când e vorba de grabă, cum a spus și în Coran, ne îndrumă la grabă. Dar graba, în modul general, în Coran, este menționată într-un mod negativ. Negativ. Când spune și nu vă grăbiți, de ce vă grăbiți? De aceea, Allah să nu ne facă dintre cei care se grăbesc și pierd, inshallah.